Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Mardoheu a ieșit de la împărat. Mardoheu a ieșit de la împărat. Ok. Este important să ne reamintim pentru ce vreau să împărtășesc în această dimineață, că Mardoheu lucra la palatul împăratului. Asta înseamnă că de mai multe ori Mardoheu s-a trezit dimineața, s-a dus la poartă împăratului unde erau alți, să zic, domnitori, alți oameni importanți, printre care și Aman, care a fost la un moment dat ridicat deasupra tuturor. Deci asta înseamnă că el se ducea la palat, era la palatul împăratului, dar se întorcea la fel îmbrăcat acasă, cum a plecat. Numai că de data asta, pleacă din același palat, dar nu se mai întoarce cum, în modul lui obișnuit, cum era îmbrăcat. Deși nu era neapărat îmbrăcat prost, că dacă lucra la poartă împăratului, avea totuși un anumit statut. Dar, de data asta, când iese de la acest palat, iese cu totul altfel. Exact același palat unde mergea în fiecare. Care era diferența? Diferența era că în celelalte zile, când mergea la palat, da, mergea la palatul împăratului, dar fără să se întâlnească cu împărat. Fără să aibă, cum să zic, un acces direct la împărat. O conversație directă cu împăratul. Nu, asta nu se întâmplă. De aceea, deși era la împărat, se întorcea cum era îmbrăcat. Seamănă cu ceva, seamănă cu o experiență care poate o avem. Unde mergem la poartă. Unde stăm la poartă. Și la poartă, da, se întâmplă anumite lucruri. Și credem că totul se întâmplă la poartă. Nu totul se întâmplă la poartă. Gândește-te, de exemplu, de câte ori putem merge în rugăciune, de câte ori putem deschide Scriptura, de câte ori putem merge la biserică, participa la un program religios. Și ieșim de acolo exact cum am intrat. Există o diferență între a sta la poartă palatului și a sta în prezența tronului. Ester a 3, versetul 3. Chiar versetul 1, după aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Aman, fiul lui Amedat, Agakitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai mare, mai presus de 6 scaunele tuturor capetenilor care erau lângă el. Toți slujitori împăratului care stăteau la poartă împăratului, de slujitori împăratului nu erau oricine, aveau un anumit statut. Și care stăteau la poartă împăratului plecau genunchiul, și se închină înaintea lui Aman, căci așa era prunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Deci Mardoheu era printre slujitori împăratului. Deci mergea la muncă. Bine, nu a zice la muncă. Un slujitor un împărat. Termenul ăsta de muncă, nu. Așa zic, mergea în slujba lui. Zi de zi, la poartă împăratului, care poartă împăratului era un sector, era un loc care aparținea împăratului, aparținea palatul. Și el era acolo la poartă, care aparține palatul împăratului, nu era într-un alt loc, acolo, exact acolo. Dar în fiecare zi mergea acolo, dar se întorcea la fel.
Se întorcea acasă, fara cunună, fara mantaua, fara. Se întorcea exact cum, deși a fost în palatul împărat, Aș vrea să înțelegi, uneori, deși te-ai rugat, deși ai citit Scriptură, te-ai dus, ai participat la un program religios, dacă vrem să înțelegem și de aici am plecat, citim această carte, nu dintr-o perspectivă istorică, culturală, deși ar fi un studiu interesant, dar citim această carte în perspectivă în care vrem să înțelegem principiile și lucrurile care se întâmplă într-o împărăție. S-ar putea să zici, dar oare este bine să alegem ca exemplu împărăție a unui rege pagân? Din moment ce această împărăție este descrisă în detaliu în Scriptură, văd că este umbra lucrurilor care trebuie să vină, dar putem învăța. Putem învăța și deja am învățat multe. Deci, este un lucru să ajungi, să ai acces la o încăpere, la un sector din palatul împăratului. E cu totul altceva să ai acces la sala tronului. Dacă ai intrat în palatul împăraților și ai ieșit la fel, îți pot garanta. Ai fost poate în multe locuri de acolo, că chiar Domnul Iisus zice, în casa tatălui meu, sunt mai multe, cum zice, sunt mai multe, îmi vine în franceză, il y a plusieurs demeures. Nu știu dacă în română e locuințe sau locașuri, așa, locași. Sunt mai multe locașuri. În casa lui Dumnezeu sunt mai multe locașuri. Dacă ai fost acolo și ai ieșit cum ai intrat, eu pot să spun garantat. Știu sigur că există un locaș din acea casă unde nu ai fost, care se numește sala tronului. Dar deja e bine că ai acces la casa lui Dumnezeu. E foarte bine. Dar cum vă mai spun, e foarte important a nu confunda lucrurile și ca oameni maturi să deosebim mereu de bine, să deosebim ce este desăvârșit de ceea ce este mai puțin desăvârșit. Deci e deja foarte bine că poți intra în palatul împăratului, dar nu trebuie nici de cum să crezi că asta este totul, mai ales când ieși încă la poartă. Dacă ieșim cum am intrat, e dovadă clară. Dar poate am fost într-unul din locași din casă lui Dumnezeu. Dar cu el, stăpânul casei, nu ne-am întâlnit. Și asta este lucru cel mai ușor de experimentat, cel mai ușor de trăit. Să mă opresc aici azi dimineață. Domnul să ne dea lumină.